Viața vreau să vă spun și bine v-am găsit la un nou clip. Ce să mai? Păi da, și normal, nu? Scoală puțin, că nu mai pot. Eu fac treabă fiecare zi, tu numai asta știi ce faci. Băi, să punem una pe o mătură, pe un hârleț, pe un topor, să fac, băi, să facă ceva, mă, că nu faci nimic, mă. Băi, puțoiul ăsta nimica nu face. Dacă se poate, se poate să-i cumpăr boabe la 100 de lei, ca să mănânce, și atâta. Știi ce facem astăzi? Hai să vedem. Ai idee? Nu, vreau să ne spui tu. Îl salutăm pe Alex dacă se uită la clipurile astea, pentru că el era aici cu mine când făceam seria asta de Battle Flip, timp de o zi cu tot ce am în mână. Deci când m-ai văzut cu ceva în mână, îmi spui Battle Flip și eu trebuie să fac Battle Flip. Okay. Cu orice ating și orice am în mână. Acum este rândul tău să particip și tu la seria asta. Perfect. Și să vedem ce iese astăzi. Așa că apăsați butonul like, pentru că foarte, dar foarte mulți dintre voi mi-a spus: Bogdan, ne este dor să faci o zi întreagă Battle Flip, n-am mai făcut de mult. Nu știu cum mă mai pricep, dacă mai sunt în stare să mai fac ceva, dar vedem ce se întâmplă astăzi. Îi dăm drumul la treabă când vrei. Din momentul ăsta îi dăm drumul. Din momentul ăsta i-am dat drumul. Bine, și facem Battle Flip. Aici tăiem și zic eu, battle flip. Tăiem partea asta și facem. Păi ai zis, te-ai cu mâinile așa și că gata, îi dăm drumul. Am zis Battle Flip. Și atent, nu-ți rău, pe canapea sau pe covor jos. Da, vreau să zic sincer, cum puteam eu să pun ăsta? Să nu știu, a fost așa doar pentru mine, sincer să zic. Acum are ceva? A, da. O lac. O ciupitură. Lasă-mi că nu-i nimic, nu fi nebun. Merge, mă, nebunule. Ce? Că lasă aici, mă. Ca să mai pun una pe el. Trebuie să stai cu mâna în buzunar și în buzunar să n-ai nimic. Da, ce să zic, frate, închide camera ca să fac și eu treabă, să mă apuc și eu, că astăzi chiar am câteva chestii de făcut prin casă și trebuie să am grijă să mă ferez de... De cameraman. De fraier, am vrut să zic, no, ca să știi și bine, voi. Bine, ba da, n-ai grijă, că azi am de mâna mea, ești, ca să zic așa. M-am trezit bine dispus și am zis, hai mă, să facem timp de o zi Battle Flip, dar cred că iar este o idee proastă. Încep cu un vibe bun și o să-l termin cu nervi 100%, presim. Garantat. Asta o fac așa bonus, să vedem dacă mă mai pricep, dacă mai știu să mai fac cu bidonul ăsta, chiar dacă nu mi-ai spus tu, ia să vedem. Aproape. Cum era să-l pui din prima? Cum, mă? Prima, da, a doua, da. Încă mai știu este, așa. Skill-ul este, n-am ce să zic. Vreau să văd dacă îți reușești să ieși cu celălalt obiect de azi. Nu pun mâna pe nimic, așa stau. Păi nu, că ai treabă, n-ai ce să faci. Chiar am puțină treabă, cel puțin și pe aici prin casă și pe la baie. Că a făcut Pablo o mizerie, vreau să vă zic, ia vreau să vezi ce e aici. Dacă tu vii să te caci aici, da, frumos. Deci să-mi spuneți cei care aveți pisică. Deci vine, bă, se cacă aici, bă, aici se cacă, în colțul ăsta. Și dă cu gheara aici, în ăsta, așa face. Și aruncă tot nisip afară. Și uite dacă ce-i pe jos. Dar nici măcar nu las tupă pe ăla, ăla las acolo și dai aici de așa. Bă, și face așa, Danule, bă, o oră. Uite, ia, fii atent, uite și tu. Deci numai asta este în casă. Mamă, ce-i pe și jos. Timp de o oră faci așa în continuu în litera aia. Gândește-te la 3-4 dimineața, bă, mor, mă trezesc. Să iau căcatul, să-l pun în becior, să nu-l mai aud că faci. Bă, nu-l vede unde e, bă, e acolo, mă, de acolo. Are și el ăsta, ticul lui, cum ar mai. Unde e? Nu, nu, e sub pat. S-a băgat sub pat. Stop, Battle Flip. Bă, da, lasă-mă o leacă. Battle Flip! Trebuie să-i fac curat. Păi și cu ce fac? Cu toate astea? Cu toate trei, nu mă interesează. Uite, dreacu, că fac numai din ăsta și nu mai am. Ăsta e ultimul sac pe care l-am. Și să-ți schimb că ai văzut că a făcut numai gălbeneala a făcut acolo. Faiți, Doamne, te rog eu să nu fac prin casă numai din ăstea că... Cum ar fi să nu fac niciuna, că eu nu asta îmi doream. L-am rău, măcar, Danule! Battle Flip, Battle Flip! Bă, l-am făcut din prima, dar... Da, stai să-l arăt alea că l-am venit aici. Cipă! Cum mă pune fraierul? Mama mea! Mamă, cipă în casă, ba da, mă înțeapă la picioare. Da, mă, bă, îți dai seama câtă treabă, ce treabă da. Ți se întâmplă? Noroc că trebuie să stau pe canapea și nu trebuie să fac nimic ca eu. Cum erați la mână așa? Ești nebun la cap? S-a făcut liniște, ai văzut? Nu, așa dar cum rămâne așa? Mă, pe acolo, în baie, băieți.
Scutură covorul prima oară și după aia dai că iar... Fai, eu m-am luat toate căldurile, am transpirat-o pe spate, nu mai pot. Battleflip. Badane. Hai mă, doamne, lasă-mă dracu în pace, sunt mortul cu mătura, nu? Cum cu mătura? Sunt mortul cu mătura. Bă, și cum arunca asta aici? O arunci și o pui în picioare, în picioare. Așa? Așa trebuie să cadă, da. Acum vreți să vezi ce se întâmplă când arunc în sus, așa să vezi că cade numai de la în cap, nu m-a pișat de-a lui Pablo. Gata? Da, așa să mă dau, că sigur, deci faci pe-n casă, faci pe peste tot. Aproape Battleflip, nu știu ce să zic. Da, ah, mai bine, îți mulțumim acum. Înțeleg, ce aici, băiți. Ce putem mai apișa pe Udi. Bă, ia stai așa. S-a închis fraierul cu cheia. Bă! Bă, dar pute rău tare. Nu știu dacă care aveți pisică, știți cum e... Dar pute mai apișat! Bă, ai lău cu... Băi, care aveți pisică, știți despre ce vorbim, știți cum miroase pișatul de pisică? Are fraierul o oră de când stă la baie. Băi, dă drumul că vreau să intru și eu la baie. Ha? Vreau să intru la baie, dă, ieși tu afară, oleacă. Da, să vedeți ce fac acum la fel. Dă, oleacă, drum. Va. Ce l-a aruncat. Ca că drag de aici, că nu mai pun mâna pe nimeni. Băi, ce l-a aruncat fraierul, că ziceam din ha? Nou, băieți. Hai, dă drum, piște și după aia, că nu mai stau, nu mai e, că nu trot. Ce a aruncat fraierul aia din mână, ha, nu cred. Că nu mai, mă muncesc de 100 de ore azi. Da, mai mă la baie. Battleflip. Ai aruncat pe ceva, dar nu te-a dus capul până la capăt de tot. M-a speriat, mă, zic, mă, cred că s-a scos din priză. M-am dus prea departe și s-a scos din priză. Battleflip. Hai, mă, să vedem un battleflip ca la carte. Hai să vedem. Deci abia am făcut curat pe aici. Mai aveam aici, mai am colțul ăsta și sub masa asta. Alala. S-a rupt, s-a spart. Iar facem la mizerință. Hai mă, măcar pune-te! Cu cât îl pui mai repede, cu... Da, gata, frumos. Mă rup de hârtie asta, vezi cum a stat? Da, bă. Da, bine, că oricum stătea, dar... A avut noroc că nu s-a balansat prea tare. Se ducea iar pe spate, iar a făcut mamizerinca, să băieți. Iar a făcut mamizerinca, că nu vă mai arăt. Deci... Am un challenge cu iubita mea, în fiecare zi când vine la mine, îi cumpăr câte o înghețată nouă. Eu nu pot să mănânc și ce aș mânca, ce aș mânca eu, îi zic ei. I-am luat, uite, și de asta Oreo, și Corso, și nu mai știu ce e asta, Blue Betty, și toate prostiile astea. Și o întreb, ia zi, Andreea, cum e bun? Și ca asta, da, asta mă pregătesc, știi, că nu o să am și-o voie. Hai, că... Nu mai zic nimic. Ai grijă. Stai dracu într-un loc pe canapea aia și joacă-te FIFA, fă ceva, acum nu te mai joci. Ai grijă pe ce pui mâna, nu? Trebuie să fii atent la tine. Fiți atenți, fratele vostru bucătar aici. Cam asta mănânc, porumb și cu cartofi fiert și ne facem și niște cărniță. Îl așteptăm pe Bogdan afară frumos cu un battlefield pregătit, pentru că vine cu carne afară la grill, că în casă făcea numai fum acolo și o pregătește afară. Vedeți imediat. Asta este o pisică adoptată de Bogdan. S-a trezit că eu am curte crecoșteți din vlogurile trecute sau de la el după Insta Story. Pisică, ce faci, fată? Frumoasă, fată frumoasă. Ia ce fel s-a pus aici. Battleflip. Hai, mă, băi, Danle, nu! Battleflip, frate. Hai, băi, Danle, nu, frate. Ce nu, frate? Battleflip, acum ce vrei să-ți fac eu ție? Am și eu 3 bucățele de carne aici, dacă vedeți ce a făcut fratele vostru. Fără condiment, fără nimic. Fără nimic, doar sare. Doar sare, atât am voie spun pe el. Am cât ce mă, după aia mănânc legumele alea goale. Dar și care e chestia, fii atent, unde-i? Uite-o cu alea cum așteaptă, Badan, mâncaia și gura ei. Și cum așteaptă ea mâncarea? Păi și cum fac? Mamă, că trebuie să dea și ea mâncare la puișorii. Păi cum se fac, adică? Păi ei și-o arunci. Se cade tot așa cu fața, cu fața asta? Da, îți dai seama. Hai mă, că nu faci nimic rău, dai mâncare la un animal.
Hai că a salvat două. Ia vezi, Dan. A salvat două bucăți. Ia vezi, Dan. Doar a treia a căzut. Ia, ha. Uite. Uite cum s-a sesizat. Ia. Ia aici. Și fel s-a sesizat din prima, ci că da, vezi, mea. Bunule, că am avut noroc, Max. Dar ai avut noroc, cred că s-au lipit alea de fund acolo. Da, nu știu. Probabil. Se lipește, care ești nebun. Probabil. Adică am și cu porumb și cu cartofi, dar am și două bucăți. Ai și două cățele de cărniță și tu. A, mulțumesc, Doamne. Și dânsa aici. Bă. Bă, n-am apucat. Te îngheavă, n-am apucat. Ce? Dar stai, mă, că oricum nu era ridicat cu furculița. Ce dracu, făceai cu furculița. Am zis că te prind cu farfuria. Nu știu ce a fost în capul meu. Am zis, fii că îl pun pe fraier să fac cu farfuria. Așa pot să stau. Ai da, n-ai pe și să arunc. Dacă vrei, poți să fac cu asta, da. Ideea este, mănânc chiar mănânc ălea două bucăți pe care le-am, le-am salvat, le-am și aici. Și le-a gătit omul și le-am cacat, au căzut da. Tot pe fund, adică nu au noroc. Chiar ai avut noroc. Mm-hmm. Ai un noroc, drag de carne, ce să se facă asta? Mă lași pe mine să mănânc grăunțe. Da, mă, mi-am dat seama, acum mi-am dat seama, zic, bă, dar n-are mâsta așa, am zis că face farfuria, dar nu-i. Crede, că stau așa cu ea. Am înghițit în sec, l-am prins pe fraier, îl prindeam acum. Lasă-mă, Doamne, că... Mai disperat, azi n-am avut timp nimic, deci dacă mă duc să mă și piș, a intrat peste tot după mine. Lasă-mă, pe bun. Hai să lăsăm. Hai să lăsăm să mănânci. Ce bucăți, ce bucăți îmi dă? Gimu, vrei și o bucată? Nu. Ce drăgel pe gata, mă, las și pe el în pace. Te las pe tine să mănânci, las și pe el în pace. Battleflip, fratele meu, oprește-le acap, acum doare capă, fă-o leacă battleflip. Hai, mă, las. Ba, ce mă lase? Hai, cum adică lase? Dar ce, stai mai cea la negocieri? Nu facem, frate, nu? Bă, dar nu negociem, tu n-ai înțeles nici acum după toată ziua asta? N-am cum să fac vreun battleflip, că m-au luat și nervii, nu știu să mai vorbesc. Fac? Păi, hai. M-a spart creierul în mine, băieți. Ia, distrânge acum. Băi, nu fi prost, bine că oricum i-arăt. Deci oricum i-arăt, așa că n-am aruncat eu ăsta, puteai să nu le arunci dacă vrei. Da, bombe. S-a spart Danu niște farfurii, ca să știi. Dar de ce? Adică cum? Așa, nu știu, a avut nervi și le-a spart. Cum adică? Dar știți că mereu dă vina pe mine, știți că el e nebun și face numai din astea. Am avut dacă e bunii? S-a apucat de filmat pe aici și a spart la... Ce? Ai spălat farfuriile de acolo? Le-am spălat, dar... Dar știți că v-a spart vreo 10 farfurii, așa, Bogdan? Nu, dar nu le-a spart, vreo 5. Haide, băi, ce Dumnezeu face, băi! Dacă ți-a el alt set. Mi-a alt set. Hai, pa. Nimaica, Domnului. Pa. Pa. Băi, Bogdan, fă un battle, frate. Poate-i strici scaunele unchi, tu? Strici scaunele unchi și... E problemă după. Aici nu știu cum faci, faci frumos, faci ușor, nu știu cum faci, pe mine nu mă interesează. Deci dacă îi strici scaunul unchi, tu nu mai dai vina pe mine, da? Cu unul sau cu? Cu unul, hai că te ier, dacă faci cu unul e de ajuns. Dacă nu-l strică băieții, acum să vedeți cum cumpăr el scaunul meu. Ia că a făcut-o frerul din a doua. Pe spate, duci pe spate cu scaunul ăsta, așa, Badan. Hai să mergem și zicem scaunul omului. Nu se mai închide. Ce m-am sperat, am zis că fii atent, chiar l-a stricat prostul familiei, fii atent. Dacă mai dai cu picioarele așa, s-ar putea să-l strici tu. Hai odată, lasă vrăjeală. Ce noroc că a avut frerul. Hai cu minte câți bun pe ăstea, încă n-am uitat, încă n-am uitat. Mă, ai avut noroc. Să știți, am avut noroc acum, trebuie să recunosc. Din a doua lovitură, sincer, m-aș da să fac vreo 5 ore, așa. Eu am zis că îl fac bucăți și o să zic că, băi, ne poate, dar ți-am dat 3 scaune, de ce ai venit cu 2? Păi să vezi, băi, unchiule, că-i prost Danu. Nu, ți-am zis să nu dai vina pe mine. Hai, lasă vrăjeala, hai să-i ducem ăstea pe bun. Hai să-i ducem. Și așa m-a sunat de când făceam curat eu. De dimineață mi-a zis, dar abia acum am ajuns. Hai, bine că le ducem măcar întregi, asta îmi pare bine. Of, săracul de el, nu știe el acum ce, nu știu. Bogdan, battleflip acum. Băi, el plouă acum, le oprește-te că dacă nu... Băi, nu râde.
Am zis battle flip, battle flip. Nu băi, Dan, nu cum nu, cine e, cum, ce nu poți face? Băi, să supăr mama, că m-a trimis să-i cumpăr și ei să mănânci un pepe. Da, aici? Doar cu asta, nu fac și cu pepele. Și, și, frate. Cu amândouă? Da, păi 24 de ore cu ceai în mână, ești nebun? Ce în mână nu-i minciună. Fiți atenți, acum... Nu, da. Hai să vedem battle flip. Fac întâi cu asta, da? Ha. Aici... Vreau să mă uit după aia în sacoșă. Mă calcă și mașina. Ia tu pâinea că iau în sacoșă. Hai să facem mașina. Hai, loc ce faci. Ești pâită lumea la mine. Și ce? Pâită lumea. Baga asta aici. Dar dai drumul acolo jos. Și gata, mergem? Nu, battlefield cu pepele. Păi n-am, cum îl pun pe ăsta? Pe... Așa? Da. Îl stric, băi, Danu, nu fii puros. Hai să vedem. Ha. Da, dar poate să mănânci mă așa, mă, că numai decât s-a crăpat atâta, nu s-a întâmplat nimica. Ce faci, mă? Nu ce prost eu sunt pe măsa. De ce da, sunt, mă, băuri? Păi, dar cum? Dar după aia să zică că sunt capabil, nu știu, scar un pepene. M-auzi? M-auzi? Am luat pepene, dar vezi că l-a spart Danu. L-a spart el, că-i prost. Nu, eu, spart. Nu eu l-am spart, Bogdan l-a spart. Auzi, da, Bogdan l-a spart, nu eu. Nu, mă, el l-a spart, mi-a dat peste el și l-am spart. Bogdan l-a scăpat de mână, că nu-i în stare să-l care. Hai, că-i zic, des... Hai, auzi, hai, bine, pa. Nu, da, ai auzit, mă? Să mă ia de urechi la urmă. Te urechești. Dar cum ar fi, de exemplu, să mă ajut să-l ții tu pe ăsta? Bă, da, așa? Dar cum să-mi dai, mă, prostule, așa, într-o mână? Faci intenționat, du-te, dracu. Bă, ești prost rău, mă. Ce boi. Ești prost tare. Mă, de-al dracu faci așa. Dar nici nu mirosea bine. Da, păi nu era bun, normal. Nici nu era bun, băi, ba, da. Ia chiar ține asta măcar. Nu. Nu mai pun mâna, dar nu mai fac nimic ca până acasă. Fiți atenți acum, ca să vedeți voi. Dacă el e prost, e prost până la capăt. Deci, să mă jur, dacă a rămas... Ăsta e singur întreg. N-are nimic. Și ăsta? Îi spart și ăsta, uite. Face o omletă, ba, dar ne-a spart toate. Deci poți să mănânc și eu un ou fert, atâta. Din 12 ou, da. Băieți, Bogdan încă este la bucătărie. Mi-a venit o idee, vreau să-l fac să ia butonul ăsta în mână și trebuie să-l fac să... Îl murdăresc prima oară, că altfel nu pune mâna pe el, da? Hai să iau ceva, să vă arăt mai de-a ce idee mi-a venit. Așa. Ia uitați ce are fratele vostru aici. Un marker. Și o să-i dea fratele vostru un autograf pe butonul de 1 milion de subscriberi. Bineînțeles că o să le așa să-l lustrească ca pe copilașului, că e copilașului până la urmă. Hai să-i dau un autograf aici. Mamă, ce frumos! Frumos! Frumos, ce-ți dau? Hai să le iei pe tine, să-ți dau o bătaie la fa. Dar nu acum ca întreabă, vezi cum a sunat cineva și trebuie să plec. Ia, prost. Băi, dar, pe bune, ți-am scris o leacă, ți-am zis, bă, ăsta, o semnătură de-a mea, ca să ai aici. Băi, dar las-o dreacu de treabă. Autograf, mă, prostule, băi, dar... Dacă nu să mă ia, te omori, ești nebun, că e viața mea, e inima, sufletul meu. N-are, bă, continuu să ia, ești prost la căpolea cu șervețelul meu, de-a te-ai rezolvat situația. Mă, nu te mai ai asta, băi, bădă, băi, era gata. De treabă, băi, era gata până acum. La ce te plânge atâta? Dă-l, e dă-l încoa. Ce? Markerul? Mm-hmm. Mă gândeam că ia butonul de aici. Eu mor, băi, Dan. Ia. Băi, dar ce frumos vine cu autograful. Ce dracu nu ai lăsat acolo, mi la mașa asta? Ești prost, dar nu ți-a te omor, să mă vezi nebun dacă nu. Ai noroc să iau ușor. Ia-mi să ne arăt și nou. S-a luat sau nu s-a luat? Că văd că ai făcut o gură cât o șură ai făcut până acum. S-a luat sau nu? Ia des... ăsta, că ăsta se moră dacă nu sări la bătaie pentru ăsta. Des să văd. S-a luat, du-te. Battle flip. No. Battle flip. Deci, eu știam că se ia. Și vorbești, mă, ce mă, ești nebun la cap? Bă, battle flip, atât am zis. Asta e ca icoana mea, văd cum te duci la o icoană, ești nebun în munca mea de 7 ani de zile. Te-ai nebunit la cap? Nu fac nici dacă, deci dacă te pui în genunchi și stai 24 de ore, nu fac cu el.
Ce am ești prost să sparg, ești nebun. Băi, fă în pat. A, asta a fost vrăjeala ta. A fost mangreala ta. Da, pe normal. Să-mi măzglești ca să... Pleacă drag de aici când fac cu ăsta nici dacă... Ce? Cum să-ți treacă așa ceva pe-n cap, ești nebun la cap? Ce ai, mă? Păi eu m-am gândit bine, uite, de butonul a ajuns la tine în mână, dar nu vrea fraierul. Păi ești un fac, deci poate să zică lumea ce-o vrea, că pe ăsta chiar că nu fac. Niciodată nu fac cu ăsta. Bă, aici, sincer să zic, eu te înțeleg pe partea asta. Măcar un există. Battle... Ascultă-mă, olea, că până la cap, băi! Nu fac nimic! Băi, nu se înțelege omul. Nu fac nimic. Niciun buton, nici cu ăsta, nici cu ăla. Băi, fii atent, ascultă-mă, leacă. Fac cu ăla din gaming, dacă vrei. Ascultă-mă, o leacă. Fă un battle flip. Nu mic, fac battle aici, pe pat, tată. Aici. Ce poate să se întâmple la un tablou pe pat? Cum vine, mă? Nu contează, mă. E bine așa? Da, bă, sau vrei să mai fac o dată? Hai, că mai fac hai, o dată. Hai, mai fac o dată. Ca să nu zici că... Lucifer de canapea, ai văzut ce face, da. Da, mai bine. Da? Da. Nu ți-au gura. Pune-l înapoi. Încerc o dată, stai așa. Ia, stai așa. Cum vin? Nici nu știu. Te mor dacă n-a transpirat-o, m-a luat. Te cred, mă, frate, chiar te cred aici, dar n-am ce să-ți fac. Ăi, le-o răzuc înapoi pe jos. A, nu stă, băi, Danule, nu stă. Poate îl scap pe jos, că de aici nu mă mai bag, nu mai e treaba mea. Sper să scap. Ce ai zis? Nimic. Bă, nu fi prost, doar să mor dacă nu. Bă, fac scandal pe... Nu că glumesc, fără mișto, dacă chiar fac panorama lui naiba. Pe aici, aici e pe mâna ta, hai să vedem. Maximul pe care pot să-l fac. Hai, hai, e perfect, hai. Gata, nu mai fac nimica, hai, lasă-mă. Înfinge-l în perete pleacă acolo, înapoi. Nu mai fac nimica. Deja că s-a zgâriat, deci o zgâretură dacă are. N-are, n-are, n-are. Fai, loc, când am văzut ăla. M-am îngălbenit la față, am zis să vezi acum că a dat prostul cu markerul și nu se mai ia. Așa, mă, frate, stai aici, trebuie să stea. Și mai cu și baba aia de la biserică care pupă microfonul. Am ești nebun la cap. Butonul de like forță, 50.000 de like-uri, n-am mai făcut de mult battle flip timp de o zi. Deci credeți-mă pe cuvânt, pe ce am pus mâna astăzi. Mi-a zis să fac battle flip. Da, deci în afară de, nu știu, la clanța de la ușă, că n-am cum să lucruri fac. Lucruri care aveau sens. Lucruri care, gen, vorba lui, da, aveau sens și, na, puteam să fac cu ele. Că așa am mai pus mâna pe o pernă, că am jucat FIFA, da? Ce să fac cu perna? Battle flip? Sau cu joystick-ul? Ăla fac și acum, dacă vrei, ca să vezi bun. Gen. Înțelegi? Da, dar n-are jucam FIFA, putea să-mi zică, dar ce fac? N-ai cum să-l pui, gen. Ăsta fac și pe parche de... Am căutat chestii cu impact, așa, știi, adică pentru... Ce a prins el așa mai panoramă ca să mă facă pe mine să mă doară capul, imediat gata, l-a dus capul să zică battle flip, dar când aveam o pernă în mână, n-a putut să-mi spună. Telefon, farfurii, buton. Mai fă pe parchet. S-auzi, ar vă înșurup ceva de spune-ți la unul. M-am mâncat în cur pe mine, să arăt eu acum. Bonus, bonus, ba da, ăsta a fost bonus, mi-a plăcut. Dar de ce nu stau eu într-un loc mereu să arăt eu, să explic eu? Ăsta a fost clipul, puneți clipul la story, dați-mi tag acolo forță pentru că mă ajută super, super mult dacă puneți clipul la story. Nu uitați site-ul celor de la 11 Team Sports în descriere, codul IBM pentru reducere la orice pereche de ghete de fotbal. Bogdan, Danu, așa. Iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. V-am lăsat, pa!